Salut și bunul la un nou video pe canal Live Game. Astăzi vorbim despre patru nivele de existență. Ieri seara când făceam exemplu de meditație practică și tot vorbeam eu despre a exista și a nu exista, ați văzut că mă tot încurcam, bă, dacă percep există sau nu există. Bun. Acum stătui un pic și mă tot gândi, mai mă uitai din nou la ce am filmat și ajuns la concluzia că există patru nivele de existență. Noi am mai vorbit într-un video trecut despre trei domenii sau spații în care lucrurile pot exista. Am zis că există lumea spiritului, care pentru mine reprezintă toată această lume, acest spațiu în care noi existăm. Voi știți, voi folosiți cuvântul de lumea fizică. Deci în lumea fizică, în lumea în care există materia, mâna, sticla, ceasul, telefonul, orice, materia, voi ziceți lumea fizică sau lumea materiei. Eu pentru mine zic la acest univers, la această lume, la acest spațiu, lumea spiritului. Bun. Am mai zis într-un video trecut că exista arborele existențial, în care exista toate lucrurile care pot exista. Și ultimul stadiu am zis că exista lumea, că exista spațiul infinit, adică orice îți imaginai, băgai acolo. Tot ce îți imaginai, băgai acolo. Nu conta că poate sau nu, poate că există contradicții, nu, băgai acolo, în spațiul infinit. Și când mă uitai acum, am văzut că mai există încă un spațiu. Și anume spațiul conștiinței sau spațiul percepției. Și hai să... Și de aici formăm patru nivele ale existenței. Adică patru nivele în care un lucru poate exista. Nu pot să fac acum o ordine, să le pun pe nivele, pe ranguri, în funcție de un anumit criteriu, o să le înșirui și o să vă zic care sunt. Deci am zis că primul este spațiul, este lumea fizică, lumea spiritului. Și există întrebarea, cum faci, de unde știi dacă un lucru există în lumea spiritului? În lumea spiritului, adică în lumea fizică. După. Deci acesta este nivelul 1. Sau este un nivel. După nivelul 2 trecem la spațiul conștiinței sau spațiul atenției, ori spațiul percepției. Cum spui dacă un lucru există sau nu în spațiul percepției? Păi pur și simplu dacă îl vezi, dacă îl percepi. Acesta este un alt spațiu. Nivelul 2 de existență. Bun. Nivelul 3 ar fi arborele existențial sau domeniul existențial. Cum vreți voi să-i ziceți? Eu la arbore existențial îmi imaginez un copac format din diferite lucruri care pot exista. Dacă zic domeniu existențial, îmi imaginez tot așa un spațiu în care pot să bag diferite lucruri, nu contează ordinea, nu contează unde sunt, nu contează cum sunt, pur și simplu le bag acolo, dar știu că au proprietatea că pot exista. Le pot aduce în lumea fizică. Bun. Acesta ar fi nivelul 3, în care te întreb cum, de unde și dacă un lucru poate exista în domeniul existențial sau în arborele existențial. Și ultimul ar fi spațiul infinit, în care te întreb cum știi că un lucru poate exista în spațiul infinit. Păi pur și simplu dacă ți-l imaginezi, înseamnă că există. Bun, și acum când te întrebi dacă există un lucru, sau când pui întrebarea există sau nu există, ar trebui să te gândești la aceste patru nivele și să te întrebi ce vrei tu să întrebi. Vrei să întrebi dacă există în lumea fizică, vrei să întrebi dacă există în câmpul atenției, vrei să întrebi dacă există în domeniul existențial sau în arborele existențial, sau vrei să întrebi dacă există în spațiul infinit. În care dintre aceste patru domenii, spații,
sau lumi, vrei tu să întrebi dacă acel lucru există sau nu. Și probabil există diferite răspunsuri pentru fiecare nivel sau pentru fiecare situație, spațiu. Pentru lumea fizică există o anumită criteriu de a valida dacă un lucru există sau nu. Pentru spațiul de atenții, la fel, există anumite criterii. Pentru spațiul sau domeniul existențial sau arborele existențial, din nou, s-ar putea să existe alte domenii. Și la fel și pentru spațiul infinit. Nu am stat acum să mă gândesc la aceste, care sunt aceste criterii. În acest video doar am vrut să vă zic care sunt aceste patru locuri, nivele sau spații în care un lucru poate exista și să vă zic că atunci când întrebați dacă există sau nu, sau când vreți să întrebați dacă există, să adăugați în plus la întrebare unde anume vrei tu să întrebi dacă există. Deci eu vreau să întreb dacă există în lumea fizică, vreau să întreb dacă există în spațiul atenției, vreau să întreb dacă există acel loc în arborele existențiale sau vreau să întreb dacă există în spațiul infinit, adică în imaginație și așa mai departe. Deci când vrei să întrebi ce există și dacă există sau nu, întreabă-te în plus sau adaugă la această întrebare și unde anume vrei tu să existe. Sau unde, nu unde vrei. Unde anume te întrebi tu dacă există acel lucru. Cam atât a fost în acest video. Sper că a fost interesant, sper că ți-a plăcut. Dacă da, lasă un like și abonează-te la canal. Te salut!